Juniorii mușceleni de la Cenedinicu Golescu vor întâlni sâmbătă în deplasare formația Sporting Pitești într-un joc din cadrul etapei a 8-a din campionatul județean rezervat juniorilor C. Confruntarea de la Pitești poate fi considerată a fi un adevărat derby. Gazdele ocupă înaintea acestui joc poziția a 3-a cu 14 puncte, pe când mușcelenii se află pe poziția secundă cu 21 de puncte din tot atâtea posibile. Elevii profesorului Ovidiu Tică pornesc cu prima șansă în confruntarea cu Sporting Pitești. Tocmai de aceea, juniorii mușceleni nici nu concep să nu bifeze a 8-a victorie consecutiv din acest sezon competițional. De altfel, Cenedinicu Golescu are în componență mai mulți jucători care se află în vederile selecționerilor FRF de la echipele de juniori Under 14 și Under 16. Aici îi putem enumera pe portarul Dragoș Horeboiu și pe fundașul central Răzvan Iosivoiu. Trebuie reamintit că cei doi vor pleca la Târlungeni. Imediat după jocul de la Pitești, ei trebuind să se alăture altor jucători selecționați din țară în vederea efectuării unui stagiu centralizat la nivelul Federației Române de Fotbal. Celelalte confruntări din cadrul etapei a 8-a din campionatul județean de fotbal rezervat juniorilor C sunt următoarele. Junior C, etapa 8-a. LPS Viitorul Pitești, CS Mioveni. CSFC Pitești 2008, ACSFC Dănuț Coman. CS Atletic Bradu, ASE Viitorul Ștefănești 2007. ASE Deportivă Mălureni, ACS Viitorul Argeș Alexandru Duminică. ACSFC Dănuț Coman 2, AFC Nicolae Dobrin Pitești. CS Mioveni 2, ACS Marius Prisăceanu.